Da? Da. Domnul Mihai, un tată foarte tânăr și un soț foarte tânăr. Da. Dumneavoastră sunteți încă căsătorit cu cea pe care o acuzați. Da. De câți ani sunteți căsătorit? Din 2015, din toamnă. Deci aveți practic 2 ani. 2 ani. 2 ani. Și de câtă vreme sunteți despărțiți în fapt? De pe data de 14 iunie. Dar ce s-a întâmplat atunci? Am avut niște probleme, niște discuții cu 3 săptămâni înainte să plece ea. Eu lucrând foarte mult, veneam târziu acasă, am prins-o că vorbea cu un bărbat din Brașov. Pe Facebook? Pe Facebook? Da. Apăreau mesaje pe Messenger, pe telefon. Probabil n-a reușit să șteargă anumite mesaje și am întrebat-o ce se întâmplă. Într-un final, mi-a recunoscut că vorbea cu el de o săptămână la noi în casă, cu copiii de față. Am iertat, să zic, până la urmă și la coadă, pentru copii, familie, mergem înainte. A promis că nu mai face, că termină. Cu o zi înainte să plece cu copiii de acasă. Spuneți copiii de ce? Pentru că dumneavoastră mai are un copil? Da, mai are un copil cu primul soț, aproape de 6 ani. L-am crescut eu de la 3 ani, de când s-a mutat împreună la mine. Aceeași discuție, dar acum era cu cineva din Constanța. Tot de o săptămână. În fine, atunci am discutat vreo oră, două, trei, ce să facem, ne despărțim, băgăm divorț. Până la urmă, am iertat și de data aceasta. A doua zi dimineața, când am plecat la muncă, foarte devreme, în jur de 6:15, pe la 6:30, nici nu ajunsesem la muncă, m-a sunat mama, pentru că noi locuim în aceeași casă cu mama mea, fiecare cu camerele lor separat, să mă întrebe unde sunt copiii la ora aia cu soția. Și a rămas un pic bulversat. Zic, i-am lăsat dormind pe toți. Zic, nu sunt acasă. Unde a plecat? Am sunat-o, cred că de 10-20 de ori nu mi-a răspuns la telefon. În final am sunat-o pe mama soacră. Eu zic așa, iertați-mă, aș vrea să vedem și noi fotografiile pe care le-ați găsit și de la care a și început întregul demers al dumneavoastră, acela de a vă recupera copiii, pentru că spuneți, nu e normal ca ei să trăiască alături de o astfel de mamă. Caz. Ce fel de fotografii a descoperit soțul acestei femei, vedeți imediat. În cameră cu fiica sa, mama Georgiana pozează fără pic de reținere. După cum se poate observa cu ochiul liber, bebelușul de 1 an și 2 luni este pe pat, la doar câțiva centimetri de mama lui. Dar asta nu împiedică pe femeie să se dezbrace, să rămână doar în sutien și în chiloți și să se fotografieze în ipostaze indecente. Iar asta nu este tot. Femeia își schimbă poziția, semn că vrea să surprindă în fotografii tot ce i-a dat mama natură mai bun și mai frumos. Vă lăsăm pe voi să trageți concluziile. Doar că albumul foto al femeii continuă. În aceeași cameră, femeia s-a fotografiat și goală pușcă. Dar acele fotografii nu pot fi difuzate la această oră. Așa că ne întrebăm și noi, de ce ar face o mamă una ca asta? Dar mai ales, ce ar putea să învețe o copilă de la o mamă care face așa ceva, fără jenă, fix în fața ei? Ceea ce ați văzut sunt imaginile cu actuala soție a domnului. Are, câți ani are? 24. 24 de ani, iar fetița care era culcată pe pat, câți ani are? 1 an și 2 luni, a făcut în septembrie pe data de 8. Să vă trăiască mult înainte. A, dumneavoastră ați depus vreo plângere, ați făcut o anchetă? Am depus N plângeri. Și la direcția, pentru protecția copilului? Pentru direcția copilului, imediat după ce am văzut pozele, a doua zi, am depus o plângere. După aceea am fost și la poliție. Am depus o plângere penală pe baza fotografiilor. Doamna polițist de care se ocupa de caz a văzut absolut toate pozele ei și dezbrăcată. Deci absolut tot. Asta a fost pe data de 17 iulie și de atunci, aproape 2 luni de zile, nu am primit niciun răspuns. Nici de la protecția copilului și nici de la protecția copilului, de la Brăila, au trimis aici, la Ialomița, dosarul. Un domn, dacă pot să-i spun numele, care se ocupă cu dosarul. Nu știu dacă are importanță. Nu are importanță.
mi-a cerut și dânsul aceste poze și s-a dus de nenumărate ori la ea unde stă la maică-sa, nu a găsit-o niciodată acasă. Și a recunoscut într-adevăr mama ei că a făcut poze, dar nu știe cui le-a trimis. Am înțeles. Eu vreau să vorbesc acum cu invitații mei deocamdată la aceste informații pe care le aveți. Ce părere? Spuneți-mi și mie cum e posibil să nu se fi demarat deja o anchetă socială. Nu știu cum, eu sunt la a patra anchetă socială, neavând nici măcar, Doamne ferește, 1% din asemenea imoralitate de care dispune doamna asta și nu știu cum există mame de genul acesta, nu știu cum ați ajuns dumneavoastră în această situație și spuneți-mi ce-i lipsea acestei doamne de s-a apucat de așa ceva. Nu știu ce putea să-i lipsească. Este exhibiționistă, are o problemă. Eu nu am cunoscut-o așa, în timpul căsnicii nu a fost. Dar eu am înțeles așa. Că doamna mai are un copil cu altcineva. Da. Și nu v-a dat de gândit asta? Sau n-ați verificat mai atent? Nu am verificat. Știți cum e, până la urmă fiecare om merită o a doua șansă. Oricum este un semnal de alarmă, deci a lăsat acolo soțul, adică oricum trebuia un pic investigație. Primul ei soț s-a... Asta având în vedere că ați făcut și dumneavoastră un copil cu dânsa. Dar înțeleg că și dumneavoastră aveți un copil dintr-o altă relație, da, e adevărat? Da. Și acel copil unde este? Este la mama ei. La mama ei. Și vă ocupați de copil? Adică vă îndepliniți atribuțiile de tată? Nu, ne-am despărțit într-un mod foarte corect. Fata era mai măricică, avea aproape 4 ani. Ea după 2 săptămâni și-a reluat viața cu alt bărbat. Și atunci fiecare e la casa lui? Atunci a fost la casa lui. I-am căzut de comun acord să nu mă duc să o vizitez. Pentru că să deja se atașase de partenerul. Am înțeles.